Sorin Mândruțescu. În calitate de? Am mai multe pălării pe cap. Director General al Oracle România, președintele Consiliului Administrației la Fondul Proprietatea, antreprenor, tată, soț, mai multe. Prima întrebare care o punem invitaților noștri este: cum ați ajuns aici, din T0 în T1? Cât de greu v-a fost? Cât de mult v-ați bătut? Nu știu cât de mult m-am zbătut și de cât de greu a fost. Din punct de vedere al istoriei, dacă vreți să facem un pic de istorie, sunt piteștean. Am absolvit liceul care pe vremea mea se numea Liceul de Matematică Fizică Nicolae Bălcescu. Acum se numește Colegiul Național Brătian. Am plecat din Pitești, după absolvire, am venit în București, am făcut ASEU, pe vremea când la ASE era Finanțe, Bănci și Contabilitate, o singură facultate. Acum s-au împărțit. Mai târziu, după câțiva ani de zile după ce am absolvit, am făcut un MBA care s-a desfășurat pe un an și jumătate în Universitatea din Edinburgh și Universitatea din Leuven, din Belgia. Și asta e din punct de vedere educațional. Din punct de vedere profesional, primii vreo 7 ani ai carierei mele i-am petrecut în banking. Am fost bancher. Am lucrat într-o serie de întreagă de bănci, unde nu mai există, n-au avut foarte mare aport în falimentarea lor. După care, în urmă cu 13 ani de zile, mi se pare așa de mult, am ajuns la o companie pe numele Oracle. Sincer, am venit aici ca să plec după 6 luni de zile. Așa aveam eu atunci în cap. Veneam din banking, eram destul de gâduit de ce se întâmplase atunci, în bankingul din 2000-2001. Și am venit aici la insistențele unui recrutor. M-a recrutat un, Dumnezeu să-l odihnească, între timp s-a prăvădit, unul dintre primii recrutori profesioniști din piața românească. Repet, am venit ca să plec, după 6 luni de zile. După 13 ani, sunt tot aici și am trecut prin multe joburi, inclusiv aici, director general fiind de 6 ani. Cum a fost? Să știți că nimic nu este ușor, n-a fost ușor, bineînțeles, dar pe de altă parte, uitându-mă așa retrospectiv, nu mi se pare nici că a fost foarte greu. Ingredientele acestui parcurs, cred că mai degrabă au fost ambiția, munca, într-adevăr, ambiție, muncă, un anumit tip de personalitate, un anumit tip de construcție personală care la unii, la lumii, embrion măcar de leadership, dacă nu mai mult de atâta, școala, colegii. Niciodată nu poți să spui că rezultatele tale individuale îți aparțin în totalitate. Ele sunt rezultatul unui munci, al unui grup de oameni, al unui echipe. Sigur, am uitat multe alte ingrediente, dar așa luate, pigulite ca niște flori, aș spune că astea ar fi familie. Ai nevoie de susținere, mai ales că la un moment dat, timp de vreo 4 ani și jumătate, am avut o responsabilitate regională și a trebuit să am acoperit Europa de Sud-Est și a trebuit să călătoresc foarte mult. Deci, foarte multe ingrediente sunt, dar cele care vin foarte mult din interiorul tău și ne-am spus și le mai repet o dată, ambiția, puterea de muncă, modul în care ți-a adus alături de tine niște oameni care te pot susține, educația, familia, sunt câteva ingrediente absolut cruciale. Pe scurt, cam asta ar fi. Ați avut momente de inflexiune în viață? Când spuneți inflexiune, spuneți inflexiune atât în sens negativ cât și în sens pozitiv. Exact. Puteți să luați la stânga sau în dreapta. V-am spus că am lucrat în niște bănci care treceau prin momente dificile, pentru poate aceste imagini pot fi văzute de oameni tineri care nu știu prin ce a trecut sistemul bancar românesc acum 15 ani de zile. În 2001 am avut câteva luni în care niciunui soția mea nu a avut servicii, datorită situației. Altcineva la un moment dat, am fost concediat. Am avut momente în care am fost concediat. De mai multe ori? Nu, o singură dată. O singură dată. Alte momente de inflexiune pozitive de asta dată, astea au fost negative.
au fost, de exemplu, un moment de inflexiune, a fost, după cum am spus mai devreme, luarea unei responsabilități regionale. Credeți-mă că a lucrat în altă cultură, în altă țară, în alte țări, este un lucru pentru care nu te pregătește nimeni. Nu te pregătește școala, nu te pregătește cultura din care faci parte, nu te pregătește... Gândiți-vă că la un moment dat, vorbind de anul 2004, cred, 3-4-5, primele mele țări, după aceea regiunea pe care am coordonat-o s-a extins, au fost cele care tocmai așteptaseră la un război de câțiva ani de zile. Eu a trebuit să am o echipă comună, gândiți-vă că era formată din sârbi, croați și musulmani din Bosnia. Oamenii aia, cu niște ani în urmă, se împușcau, se omorau. Aveam oameni care avuseseră răniți și, dacă nu mă înșel, într-un caz chiar și pe cineva mort în familie, din cauza celor. Imaginați-vă ce greu e să creezi o echipă. Din niște oameni care au niște frustrări istorice, naționaliste, ieșiseră de curând, relativ de curând, într-un război nimicitor. E cumplit. E, imaginați-vă că asta a fost o inflexiune extrem de pozitivă pentru mine. Am reușit eu să învăț de la ei foarte mult. Cred că și ei să învețe ceva de la mine din moment ce a reușit să fim o echipă omogenă. Deci, pentru așa ceva nu te pregătește nimeni și nimic. Este vorba de foarte mult de abilitatea ta de a fi cultural sensitive, de a intra într-un mediu, de a înțelege anumit tip de inteligență socială, dacă vreți, de a încerca să acomodezi lucruri care, la prima vedere, ar fi fost de neacomodat. Da, de viața tuturor, nu a mea, tuturor, e plină cu o problemă de inflexiuni pozitive și mai puțin fericită. Când erați mic, ce vrea să vă faceți când o să fiți mare? Evident, vreau să mă fac marinar, asta mi-a lăsat aminte foarte clar. Încerca mama să mă convingă cum că nu poate să trăiască fără mine un an de zile cât aș fi eu pe mare. Nu prea înțelegeam eu nici asta cu nu poate să trăiască fără mine și cu un an pe mare. Cu pilotul, lucruri specifice băieților, adică ce credeți că mai mult mă fac bucătar sau croitor sau nu, nu m-am gândit la așa ceva, era de marinar, cred că cu pilotul mi-a trecut prin cap. După care, tata era Dumnezeu să-l odihnească, era inginer constructor. Nu prea m-am văzut construit la vârsta aia, dar am construit după aia. Deși nu m-am văzut aia. Cred că la început a fost aia cu marinar. Cât de important este pentru dumneavoastră brandul personal? Paradoxal, eu nu am acordat atenție... De ce spun paradoxal? Nu am acordat atenție acestui lucru. Cred că nu-i acord nici în ziua de astăzi. Pe de altă parte, parte am avut de expunere publică și de crearea unui brand personal, din câte am înțeles. Dar nu am făcut absolut nimic. Deci, din punctul meu de vedere, pot să vă spun că la nivel și subconștient, dar mai târziu și mai... Nu am acordat atenția acestui subiect. Pe de altă parte, mult puțin expunerea pe care am avut-o a creat, din ce am înțeles mai degrabă, percepția unui brand, dar pentru care n-am făcut mare lucru conștient. Faptul că în momentul am fost 3 ani de zile președintele Camerei de Comerț American în România. Faptul că în această provălie, în Oracle, lucrează 2600 de oameni. Gândiți-vă la acești 2600 de oameni, câți au plecat și câți au venit. Deci vorbim de zeci de mii de oameni care s-au rotat, deci au trecut prin rotație aici. Faptul că la un moment dat, în diferite contexte, numele meu a apărut în tot felul de aranjamente, mai mult sau puțin politice sau administrative. Au creat o anumită notorietate. Acum, că notorietatea asta genera sau nu un brand personal, se pare că da, e fatalmente întărgineat. Sigur, că la un moment dat trebuie, când devii conștient, dacă nu, ca în cazul meu, nu l-ai urmărit, pentru că, să fim foarte cinstiți, o bună parte din, și acum dacă e să le expună, vorbim numai de mediul de business, mai vorbim de mediul public, politic sau de altă natură, foarte mulți oameni caută notorietatea și își creează un chiar foarte aplicat plan de creare unui brand personal. Nu a fost cazul meu și credeți-mă că nu mi-ar fi fost nicio rușine să spun că a fost. Sigur că la un moment dat, când ai ajuns la un anumit grad de notorietate și ești perceput eventual ca un brand, trebuie să începi să ai grijă, pentru că știți cum e, până la urmă, dacă înlocuim cuvântul brand cu cuvântul reputație. Ai construit o reputație și nu a fost simplu, ușor să o construiești, ar fi păcat să te apuci să o ciuntești și să o spargi în bucățele. Deci este importantă, hai să înlocuim cuvântul brand cu cuvântul reputație, dar nu
Întorcându-mă la imagine, nu am făcut-o conștient. Vreau să vă întreb altfel. Când vine cineva la noastră să-l angajați, da, care sunt criteriile după care îi dați mai multe bile albe sau mai multe bile negre? Încânceți da sau nu? Am avut niște discuții foarte interesante de-a lungul vremii cu departamentul meu de recrutare și de resurse umane de aici. Și cred, sper, că am reușit să schimb. La început am avut niște mici probleme de a fi înțeles în acest sens. Când cineva vine să angajeze la mine și vă amintesc faptul că sunt, de asemenea, nu numai director general unei companii multinaționale, sunt antreprenor, am business-ul meu ca antreprenor. Pentru mine, întotdeauna, contează un singur lucru, fără de care celelalte, care sunt importante, nu mă mai interesează. Și se numește atitudine. Dacă ai atitudinea corectă, și acum o să mă întrebați ce înseamnă atitudinea corectă, și aici deschidem o cutie a Pandorei. Deci dacă ai atitudinea corectă, mă va interesa. Școala, experiența, locul de muncă anterioară, limbile străine vorbite, multe alte lucruri care sunt conținute într-un CV. Dacă n-ai atitudinea corectă, nu mă interesează. Aptitudine. Credeți că noi, ca români, avem o problemă cu atitudinea în relație, de exemplu, cu alte țări? Cum ne privim noi pe noi înșine? Da. Și iarăși vă aduc în vedere faptul că după 4 ani și jumătate de multiculturalitate, la greu, ca să spun așa, cred că sunt un pic calificat în a face diferența, a evalua diferențele culturale între, să zicem, români și alte naționalități, alte popoare. Avem o problemă de nimic justificată de altfel. Vreau să vă spun foarte, foarte clar că, din punctul de vedere a ceea ce văd eu în interiorul acestei organizații sau în alte organizații pe care eu le cunosc, nivelul calitativ al oamenilor. Și când spun nivelul calitativ, mă refer la cei profesional, dar mai greu, la, nu numai la cele hard skills-uri, la, mă refer la soft skills-uri. Sunt extraordinare. Într-o companie americană, într-o companie internațională, există biblie, există reguli, există proceduri, există scrise sau nescrise. Am văzut în foarte multe cazuri că oamenii respectau ad literam ce scrie acolo, știind că în față este un zid pe care îl vor izbi, dar așa scria la regulă, așa scria la Biblie. Noi avem în ADN-ul nostru cultural acea imaginație, acea dorință și toată plăcere de a ocoli regula. Dacă știi să faci acest lucru constructiv, pozitiv, se poate transforma într-un mare avantaj. Noi nu vom izbi, pentru că așa scrie la Biblie, la Biblia, înțelegeți la care mă refer, la regula internă a companiei, ce zic, pentru că noi vom găsi workaround-uri, vom găsi soluții, vom găsi alternative, vom găsi opțiuni. Acest lucru ne-gestionat cum trebuie, se poate transforma în haosul, în cum să numesc eu, parfum vieții de zi cu zi pe care îl vedem în alte zone. Într-o companie, plus minus seria asta, acest lucru se poate transforma într-un mare avantaj. Nu avem niciun motiv să fim noi înșine supuși unei autoflagelări, să ne supunem unei autoflagelări. Gândiți-vă că în compania asta sunt două oameni care sunt oameni care vorbesc 27 de limbi străine. Găsești extraordinar de mulți oameni tehnici, cu calitate tehnică deosebită, dar și vorbind o serie întreagă de limbi străine exotice, lucruri care nu le întâlnești foarte ușor în alte țări sau în alte. Cu acea atitudine față de muncă, dedicație, imaginație, respectarea regulilor, care conviețuiesc destul de greu, după cum am spus, nu avem absolut niciun motiv. Vă spun, nu că așa de bine, nu că e politică de corect, departe de ideea celui mai vag naționalism pe care l-ați putea bănui în ceea ce vă spun, ci că după 4 ani și jumătate în care am lucrat cu americani și cu ruși și cu croați și cu sârbi și cu greci și cu bulgari și cu ce mai vreți dumneavoastră și cu 20 de ani de muncă în spate, cred că sunt cât de cât calificat, n-am văzut spune că nu avem niciun motiv să avem o părere mediocră despre noi și niciun motiv. O întrebare foarte importantă. Dacă ar fi să dați 3 sfaturi pentru cineva care vrea să evolueze personal, să vrea mai mult de la viață, care ar fi acele 3 sfaturi? Cumplită întrebare, într-adevăr, importantă, dar aș uita să spuneți că este și foarte dificil. În primul rând să muncesc. Greu să crezi că pe termen lung tu poți cânta viața. Greu de crezut.
O fentez odată, o fentez de două ori, o fentez de trei ori. Da, pe termen lung e greu să crezi că o construcție fără un fundament solid nu va cădea. Afecta viața e un concept extrem de zi. Da, să zicem că lumea poate înțelege și poate traduce acest concept. Pune o cărămidă solidă, care în principiu cam e mult, altul nu prea s-a inventat. Doi, fii ambițios. Fii ambițios, dorește-ți mai bine. Ambițios în sensul pozitiv al cuvântului, pentru că de foarte multe ori ambiția se poate transforma într-un crâncenare și într-un anumit tip de energie negativă. O, fii ambițios. Dorește mai mult. Dorește mai mult pentru tine, dorește mai mult pentru oamenii din jurul tău și muncește pentru acest lucru. Să-ți dorești mai mult. Am cunoscut oameni extraordinar de talentați, extraordinar de dăruiți. Dar care erau așa, cum să vă spun? Bălteau. Brânză bună în brâduri de câini. Nu neapărat. Oamenii erau mulțumiți cu ceea ce li se întâmplă lor în viață. Da, e ok. Sigur că de pe margine, după aceea găseau și bube în... Dacă aș fi acolo, aș face. Dacă aș fi eu, aș face mai bine. Dar e mai bine. Deci am zis, munca și ambiția. Trei, nu e sigur pe pământ. Ce vreau să spun cu asta? Fă bine. Uită-te în jurul tău. Faci parte dintr-un ecosistem social, profesional, cultural. Momentul în care te duci și întorci. Nu știu dacă m-ați luat, dar vorbeam cu cineva care cred că este în programul dumneavoastră, un bun prieten de-al meu, președintele unei bănci, care este implicat în foarte multe... Suntem împreună implicați în foarte multe... foarte multe acțiuni. Numiți-le caritabile, deși mie nu-mi place, dar sunt culturale și sportive și caritabile și mai departe. Și oamenii nu văd de ce facem chestia asta. E pe timpul nostru, de multe ori e pe banii noștri. Vreau să vă spun un lucru foarte clar și nu e... Nu mai am... A spus de reputație, a spus de brand. Eu nu mai am ce să mai... Dacă n-am reușit în 20 de ani de expunere publică profesională, nu mai fac de acum acolo. Scot bani din buzunar și mulți dintre noi facem chestia asta. Scoatem bani din buzunar pentru o cauză în care crezi. Și vorbeam cu personajul de care vă spun, de ce facem noi chestia asta? Și un răspuns, dar nu este răspunsul, e un răspuns, care l-am găsit, este că facem asta pentru că poate am fost un pic mai norocoși decât alții. Și este, dacă ai o minimă morală, dacă ai o minimă, dacă vreți, inimă, te gândești cum ai putea să ajuți alții că nu au fost norocoși. Deci nu e singur pe pământ. Bogăția ta, satisfacția ta, binele tău, nu poate exista rupt de bogăția, binele, satisfacția celorlalți din jurul tău. Nu poți să fii bogat într-o țară săracă, este de simț bine. Nu poți să fii deștept într-o țară de proști. Nu poți să fii un om împlinit într-o țară de neîmpliniți. Țară sau grup, nu contează. Ajută-i pe cei pe care crezi că poți să-i ajuți. Și vei vedea că, de fapt, cine va primi la finalul zilei ceva, vei fi tot tu. Vei primi satisfacția lucrului pe care tu l-ai dat, zâmbetul pe care ți l-au dat. Eu tot vorbesc de trei ore când spun că sunt antreprenor. Sunt antreprenor în domeniul medical. Credeți-mă că nimic în aia 20 de ani care am făcut până acum, am cu totul alte domenii, nu îmi dau satisfacția pacientului pe care colegii mei medici îl fac bine. N-are nimic de a face cu tot ce am făcut eu în viață. Și nu sunt implicat eu. Nu eu, nu e meritul meu, e al lor. Când vezi un om vindecat, am avut săptămâna de o operație de cancer, vorbiți de lucruri grele, și când știi că ai rezolvat o problemă, nu intru în detalii, dar e o problemă vazi-rezolvată, ceea ce vă spun acum, credeți că zâmbletul, mulțumirile, satisfacția femeii respective e comparabilă cu profitul pe care l-am obținut noi acum 15 ani, nu știu unde? Sau cu banii pe care ai câștigat? Nu ești singur. Cam asta ar fi cele trei. Vă mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumim.